Vampiri, vrăjitoare, fantome și scheleți. Acestea sunt personajele cele mai îndrăgite și interpretate de copii la petrecerile organizate de Halloween. Pentru că ne mai desparte doar o zi de sărbătoare americană, elevii școlii numărul 5 din municipiu, împreună cu cadrele didactice, au organizat astăzi un eveniment plin de personaje înfricoșătoare. În deschiderea spectacolului, micuților le-a fost prezentată istoria Halloween-ului. Halloween-ul este încă înconjurat de o aură de mister, datorită miturilor sale. Cum se întâmplă în această perioadă din an, cu toți suntem fascinați de această poveste. Unul dintre cele mai populare mituri este în mod sigur cel legat de felinarele sculptate în dovleci. Petrecerea a continuat spre bucuria elevilor cu parada costumelor. Momentul artistic a avut un succes răsunător, atâta timp cât micuții au uitat de sfaturile învățătorilor de a participa la eveniment în liniște. Totodată, aceștia și-au expus pentru publicul prezent operele de artă realizate chiar de ei. Costumul meu reprezintă un diavol. Deși nu este pentru prima oară când participă la un astfel de eveniment, elevii spun că petrecerea de astăzi le-a dat posibilitatea să intre în pielea personajelor preferate și să se joace încă o oră în plus alături de colegi. Ce reprezintă costumul tău? Reprezintă o vrăjitoare bună. Dar de ce ai ales tu să te costumezi în vrăjitoare? Ca să-i vad pe cei răi. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult din acțiunea pe care a fost astăzi aici la Vâlea Școală? Să ne îmbrăcăm fantome. Costumul meu reprezintă o vrăjitoare. Dar de ce ai ales tu să te costumezi așa în vrăjitoare? Pentru că mi-a plăcut foarte mult. Tu știi ce fac vrăjitoarele în general? Da, zboară pe mătură, vrăjile. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult din toată acțiunea pe care ai văzut-o astăzi de aici? Toate. Dar ce costum în mod special ți-a plăcut și ai fi vrut să te costumezi și tu la fel? Vrăjitoare. Dar de ce neapărat vrăjitoare? În finalul spectacolului, atât elevii cât și cadrele didactice au fost premiați cu diplome de participare.